Știți ce am observat azi? Ce? Că natura a făcut în așa fel încât femelele să nu fie niciodată mulțumite. Cum? Deci e un imperativ cumva genetic ca femeia să nu fie niciodată mulțumită. Masculul de cangur are penis bifurcat. Ca și cum ar avea două penisuri. Multe marsupiale au așa. This is porn. Și oricât ar fi masculul de cangur cu penisul bifurcat, bipenisat, femeia de cangur are trei vagine. Asta e pe bune? True story. Bine, la el înțeleg că are două, că e poate nu da. Vorba ardeleanu, dar ea cu trei. Ca să mai aducă un prieten. Știi, și la... Că da. Nu știi niciodată când îți trebuie, da. Și atunci e... rezultă... Nu știi niciodată când te ține virgină, nu? Patru capete nu. Și trei... E cumva, are o intrare comună și trei canale. Astea din margine sunt pentru penisul bifurcat să facă sex în ele și să lase materialul. Și ăsta, al treilea canal vaginal, e la pe care coboară copilul. Deci femeia de cangur poate să fie tot timpul gravidă, pentru că în timp ce se inseminează pe aici, pe aici coboară un făt. Și fătul e foarte mic, că iese afară. Da, mă, și stă marsupe foarte mult. Da, e atâta un... Oricum, e un animal pe cale de dispariție. Ce ați văzut voi în ultima vreme pe câmpuri, la noi, un cangur? Nu mai crește. Ai ciudat că de ce animalul pe cale de dispariție e ăla care aleargă cel mai repede? Care putea să alerge de extinție? Nu? Nu aleargă, și sare mult. Păi da, deci normal n-ar trebui să-l prindă. Păi da, dacă sare, tu poți numai să-l aștepți când cade. Ați văzut șobolanii atacând pisici? Am văzut cum dracu, mă, să rămânem? Am văzut pe taică-mea care a omorât un șobolan, așa cum zice Tibi, din pole. Știi de ce? Nu mai au respect, mă. Nu mai au niciun Dumnezeu șobolani. Nu au atacat pisicile, fugă alea că cade pe ele de frică. Te mir că îți mulți. Așa cum atunci când eram eu mic, luam bătaie de la fete, așa ia și pisica bătaie de la șoarece. Da, mă, Tibi, dar fetele alea nu erau de două ori cât tine. Nu, no. Erau mai mici. No. Păi asta-i. Și tot luam bătaie. Ce șobolanezi de două ori cât mâțele alea? Da. Mai mici! Mai mici, mă, dar trebuie să arăt filmare cu șobolan mic, mă, băi. Șobolan boieresc e la șobolan domnesc. Era... Dar unde, mă? În Florești, cumva? Se nu știu acum, și acolo era. Stăteau în mașină acolo, la căldură, da. Florești are probleme cu șobolanii, da. Se fac mutații genetice de la benzină, ce-o sop, știi, din mașină. Nu-i mai zice mutație, zice flotantă. Riverant. Erau copiii la școală și le băgat ore de economie de la clasa a 4-a. Reforma învățământului, ce vrei. Și întreabă învățătoarea, băi, copii, vă știți care e cea mai tare valută din lumea? Să vedem. Știți? Zice unul dolarul, nu zic ceilalți, nu-i dolarul, euro. Zice altul. E unul japonez, dar de ce? Că japonezii sunt cei mai civilizați și au Sony și tot felul de electronice și nu știu ce. Și sigur e ienul japonez. Și zice unul, se zice în bulă. Zice, nu e adevărat. Ciocanul libanez e cel mai tare. Hai să vă zic și eu. Nu. Nu, mă, așa stăteau toți, dar el nu vede. Ah, pardon. Așa stăteau toți. Am crezut că s-a terminat și n-am înțeles, da. Că-s prost. Zice, cum ciocanul libanez? Păi, am auzit eu la tata că îi spunea lui sora mea: ce fă, o venit libanezul ăla, ți-o dat două ciocane și tu acum ți-o la mașină? Nu cred că am ascultat așa ceva. Deci acum eu nu cred că vă mai zic pe mine. Când dau seama că nu e chiar așa bun. Ba da, mai bună, fiți atenți. Un prieten actor și cu un prieten regizor. Prietenul regizor mai deschis așa la vorbă, acum, adică fără prezervativ. Da. Și o intra la farmacie acolo vis-a-vis de teatru, dar farmacia era după ora 12 noaptea. Și regizorul zice: stimatelor domnișoarelor, dar cum de nu serviți la geam la ora așa târzie? La care el zice: da ce, că nu umblă pe aici nimeni. Cum nu umblă? Și dacă intră cineva și vădă două ciocane? Își imaginez doi forjori de aia, cu brațe, cu antebrațele așa, da, cât da, opite da. Și cu niște ciocane așa, bă. Intră tot, lasă ciocanul, nu, puteți să-l ridicați pe asta. Da, ciocan în cap ca la porc, la abator. Înnebunești, te sună cineva, îl respingi și în secundele următoare îl suni și nu-ți mai răspunde. Ați murit între timp sau ce fost asta, bă? Ce zici? Mi-a închis telefonul.
pentru că el poate închide telefonul nervos. Aaaa. Chiar închizi un nas. Nu face click. Da. Face... Stai să vezi, când dă drumul la sonerile polifonice, deja ne-o spart. Da, mă, Bob, dacă tu vrei să scanezi o factură, cum faci cu ăla? Uite să vorbim așa. Pe 2016. Cred că aplicații, aplicații, da? Cameră. Aceasta este camera. Are cameră? Să zic că eu-s factura. Are cameră. Jesus. Câți metri pătrați are camera? Stai că nu-i cu megapixeli, cu kilopixeli. Atât. M-a spart. Fii atent cum filmează. Da. Dar tu vrei să filmezi așa ca GIF-ul de întrerupt sau așa el sau, mă rog, întreb și eu. Adrian, mi-am cumpărat telefon ca să vorbesc, nu ca să impresionez proaste care întreabă ce telefon ai. Cine întreabă așa? Cine întreabă? Proaste. Bobi, știi, eu am zis o treabă. Ca bărbații care vor să impresioneze, încearcă asta pentru că ei nu sunt așa. Ei n-au cum să fie fain să impresioneze prin ceea ce sunt ei, știi cum zic? Și atunci ei vor să impresioneze. De exemplu, niște oameni ca noi, așa ca noi. Noi nu impresionăm, că noi așa suntem, impresionanți. Înțelegi? Nu. Nu, nici eu. Băi, nu știu. Ori aveți voi așa ceva, ori nu mi-o pica mie cafea aia bună. Deci nu înțelegeți nimic din ce zic. De la vreme. Și de la... Ce drăguț, amândoi. Adrian, pe de altă parte, eu nu-mi voi cumpăr... Eu nu-mi cumpăr... Dar tu mai ai un telefon, că ai primit săpunul celălalt. Da. Ăla ce faci? Săpunul? Da. Săpunul e acasă. Păi da, dar ăla nou care l-ai primit. Uite că din instinct și cu ăsta începe să se spele. Că și ăsta e tot un fel de săpun, uite așa deci faci. Deci ăla nou mers sau ce? S-ai vrut tu cu clip, clap, clapetă? Da, mi-era dor de clapetă. Eu sunt nostalgic de felul meu. Eu mi-amintesc de comunism, de vremuri, de... O, are telefon... Da, că și atunci aveai telefon cu clapetă. Serialul Străzile din San Francisco, mă. Are telefon cu Midnight clit. Midnight Caller! Exact. Telefon cu clit, pe care intre pe Facebook. Tot o antacei. Clipul antacei. În sfârșit, deja ceva mai profund. Mai da, da. Am ascultat azi dimineață că s-au făcut niște teste. Deocamdată s-au făcut numai pe șobolani. De provocat erecții pe bază de niște LED-uri albastre. Hai. Practic, iei o lanternă, ți-o bagi un pic în ochi. Tuc, 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 și ești pregătit. Iisus mori. Mă gândesc, deci, mă gândesc. Practic fata stă cu gura așa căscată și cu lanterna în gură. Sună, sună. Ia auzi. Polifonic ești mie. Ce fidelitate a sunetului. Ești ca casetofon dublu internațional. Da, media, te pup. E ca și casetofonul ăla de avea becuri în boxe așa. E ăla internațional. Roșu, galben și verde. Și eu să te pup de astea. Semaforul. Cucu ne zice povești cu tine. Bun, care a intrat în farmacie, da, da, da. Și le-a întrebat pe alea dacă nu le frică că intră careva și le dă două ciocane. Da, ne-am distrat de numai. Ce faci tu? Și apropo de luminile care provoacă erecții, tu îți dai seama ce frumos ai putea să sabotezi grupuri de oameni? Să pui așa stroboscopul pe setarea la o nuntă. Mâine repetiții vin cu Cucu la 5. O nuntă de la țară, știi? Cumva să puteți stroboscopul să se sincronizeze cu o sârbă. Și toți uncheșii și cuscri și cumnații care ți-au venit la nuntă să se împungă. Dar Tibi, gândește-te că poți să faci la asta la o manifestare. Eu mă gândesc la bicicliști, mă. Nu, la tinele orașului. Nu, da, mă, sau când e grevă. Jos, pac, le bagi la antena în loc, jos, sus, mă. Și tot să bag acolo în piață la Matei Corvin și să... Ca în filmul ăla cu parfumul, da. Eh, ce înseamnă? Stai puțin, că nu iau razna să... A, începe să li se umfle. Da, stau toți aplecați și vorbesc. Da, bă, dar pe biciclete, nu ai, știi? Pe biciclete ai la spus. Dar nu tot timpul, nu tot timpul. Poți să pui becul de pe ambulanță să fie de ăla. Nu? Da, Tibi. Așa este. O fată în față la piața mare din Cluj, vineri după masa. Hei! Deschisă, drăguță, o salutat. Zic, salut! Deschisă și drăguță. Da, mă, foarte, dar așa foarte, foarte bună cât energie. Cât de deschisă, un nasture. Salut! Eu știu că nu mă știi, dar eu te știu pe tine. Nu, zic salut, da? Și eu mă prezint. Și zice, scurt, în două minute, o zis, sunteți foarte faini, îmi place de băieți și mi-aduceți veselie și eu lucrez la morgă. Și-s medic legist și lucrez la morgă și ne distrăm grozav. Mai ales
când îmi iau de lucru pentru acasă și dau drumul la podcastul vostru și în timp ce lucrez acasă, mă mai uit. Așa de faină fată, lăcrimioară pare sau. E medic legist. Medic legist, tânără, faină, medic legist în Cluj. Faină, drăgu, salută băieții și îi place ce face. Deci la asta e bine să nu vii mort de beata acasă, că s-ar putea să te taie, să poate ce ai. Sau să fii mortal într-un spectacol. Gen, da. L-ai pornit? Da. Merge. Am vrut ca orice om civilizat să aruncăm la gunoi o hârtie. Uitați cum stă istoria la gunoi. Priviți istoria la gunoi. Priviți istoria, priviți copilăria, priviți tradiția. Uitați-o cum stă la priviți gunoi. Trupa taxi după ce a scos piesa cu Dumnezeu. Oh my God, copii. Teo, e la gunoi? Hai bă, gata, pleacă de aici. True story, aseară. Nu eram acolo. Ce zic? Nu te uita la noi că nu eram acolo. Povestea cu țiganii de la Carei, cu românii și ungurii de la Carei, puneau țiganii lăutare să le cânte. Și atât de rasiști erau, le dădea bani, dar îi punea să cânte cu fața la perete. Toată seara cântau țiganii cu fața la perete. True story de la... Eu și nebunesc. Unde m-am dus aseară după... Toate minoritățile din lumea asta... După spectacol. Și nu fac cât românul răsc. După spectacol a fost toată treaba. Salut! Mersi! După spectacol ne-a povestit Marmo niște rude pe acolo pe la care tot. Și după ce se îmbătau ăștia ai noștri, ăia stăteau cu fața la perete, luau bani și cântau să nu-i vadă. Se duceau, ai, și pupau și se ziceau să-mi dătea, mă, ia, și pupau și tot. Au zis că dacă erai mai trași și stătea mai aproape de ceteraș, aia nu mă așa făceau, cântau să-i doamnă la ochii. Hitler! True story! Amea! Maru, ne-am povestit aseară, mi-am zis aminte.